Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și din nou suntem în bucătăreala lui Gavo și astăzi facem ceva simplu, ceva rapid, dar zic eu extrem de interesant și de delicios. Încă de la bun începutul acestui clip fac precizarea că nu sunt și n-am absolut nicio legătură cu bucătăria în general. Tot ceea ce prezint în acest tip de playlist de conținut este pur și simplu modul în care eu îmi pregătesc anumite feluri de mâncare, exact în modul în care îmi plac mie să fie făcute și să fie consumate. Deci dacă vreți să vedeți rețete și scheme a la MasterChef și șef la cuțite și mai știu eu ce blablauri din astea pe care le vedeți la TV, ăsta nu este locul pentru voi. Pur și simplu, o persoană obișnuită în bucătărie prepară ceva de mâncare exact așa cum îi place. Și astăzi vorbim despre carne de vită cu ceapă. Am mâncat chestia asta într-un restaurant din ăla asiatic în urmă cu câteva săptămâni și mi-a rămas așa întipărit un pic pe retină felul ăla de mâncare pentru că mi-a plăcut. Mi-a plăcut simplitatea și mi-a plăcut și gustul, bineînțeles. Drept urmare am zis că hai să fac și eu acasă să văd cum îmi iese. Și ce ne trebuie? Ne trebuie carne de vită, bineînțeles. În principiu, carne de vițel, dar dacă nu găsiți carne de vițel, atunci carne de mânzat. Eu am luat de mânzat aici. Ne trebuie ceapă. Voi folosi 3 cepe pentru felul ăsta de mâncare. O crăticioară sau tigaie la alegere, în funcție de cât vreți să preparați. Și voi mai folosi, bineînțeles, ingrediente de tip sare, piper, boia dulce și niște pastă de ardei ca să-i dea și savoare, să-i dea și culoare. Ce trebuie să facem în primul rând? Ei bine, trebuie să tăiem carnea asta de vită în fâșii cât mai subțiri. Nici din alea transparente, dar în principiu să fie de tip fâșie. Mai mult decât atât, v-aș recomanda, dacă se poate, pe cât posibil, de ceva de genul ăsta. Cam așa. V-aș recomanda pe cât de mult posibil, dacă aveți grill acasă, să faceți mai bine carnea pe grillul respectiv. Asta și pentru că îi dă o savoare mai deosebită. Îi dă un pic de tentă, de grătar, de afumătură. Și chestia aia se simte foarte bine în mâncare. Deci, nu este absolut nimic complicat. Nu le tăiați nici prea groase, nu le tăiați nici prea subțiri, în ideea în care nici nu vreți să stați foarte mult timp să o preparați. În primă fază ne apucăm și tăiem carnea, așa cum am spus. O operațiune care poate să dureze mai mult sau mai puțin, în funcție de modul în care v-ați pregătit dinainte. Iar eu, pentru că voi face o porție dublă, o să pun mai multă carne. Atenție maximă când prăjiți carnea, recomandarea mea ar fi să nu o ardeți. Deci nu o lăsați până în punctul ăla în care, mai ales carnea de vită, devine extrem de ațoasă, extrem de tare. Tocmai de aia și recomandarea, folosiți pe cât de mult posibil carne de vițel, vițel de lapte, pentru că aia este cea mai bună. Cum am spus, nu este o rețetă complicată, nu implică absolut nimic deosebit în preparare, dar pentru că am mâncat așa ceva și mi-a plăcut, sincer să fiu, am decis să o încerc și eu. Adică, în fond și la urma urmei, ce am de pierdut. Pentru cei care vor să vadă și alte prostii pe care eu le-am preparat, sau alte prostii, așa cum îmi place mie să le mănânc, aveți pe canal playlistul Bucătăreala lui Gavo, unde puteți vedea și alte lucruri pe care le-am mai făcut, știu eu, paste și alte chestii de genul ăsta.
efectiv m-am săturat să tot fac paste și m-am decis să încerc chestia asta. Să vedem ce-o fi, cum o fi, dacă o fi. Puteți să tăiați fâșiile și mai mici, nu neapărat de dimensiuni mari, în așa fel încât să vă fie cât mai ușor în momentul în care le veți pune pe foc la preparat, la prăjit. Nu există o simetrie pentru modul în care trebuie să preparați această carne. De asemenea, v-aș recomanda, dacă aveți prin casă, dacă nu, să vă cumpărați. V-aș recomanda să folosiți niște sos de soia. Mie unul nu-mi place, tocmai de aia nu voi folosi așa ceva, dar celor care le place, le-aș recomanda să încerce treaba asta. Bun, am cam terminat cu carnea. Cam tot ce m-a interesat din punct de vedere al cantității. Hai să mai tăiem încă una. Și zic eu, ne ajunge. Bun, ne apucăm și tocăm și ceapa. Dar ceapa nu o vom adăuga acum în cratiță, ci mai către sfârșit, când deja carnea este aproape de final. Tăiem ceapa astfel pentru a avea fâșii cât mai lungi, cât mai mari. Ceapa nu trebuie lăsată să se ardă, nu trebuie lăsată să se înegrească. Ea trebuie pusă exact în momentul în care ne apropiem de final cu carnea și exact cât să se înmoaie și să apuce să lase dulceața aia din ea. Deci nu o lăsați nici să fie crudă, dar nici să se ardă, să se caramelizeze. Eu folosesc două tipuri de ceapă, în principiu pentru design, ca să zic așa, și anume ceapă roșie și ceapă albă. Și nu vă zgârciți la ceapă, pentru că acest fel de mâncare trebuie să conțină foarte multă ceapă. De-aia și spune carne de vită cu ceapă. Durează aproximativ 10 minute prepararea, dar credeți-mă, e delicios. Știu și asiaticii ce știu ei bine, când vine vorba despre bucătărie, despre gastronomie. Cam asta ar fi. Am tăiat și ceapa. Punem carnea la foc. Ne ocupăm de ea întâi, după care adăugăm ceapa. Deci, revenim în momentul în care avansăm cu lucrarea. Și suntem la aragaz. Am pus carnea la prăjit. Avem grijă să mestecăm, să nu se prindă, să nu se ardă. Și adăugăm condimente după bunul plac, după propriul gust, sare și piper, în principiu. Și cum am spus, mestecăm în așa fel încât să nu se prindă.
Ea începe deja încet, încet să se rumenească. Și o lăsăm în continuare să se prăjească până în punctul în care va trebui să adăugăm și restul ingredientelor și, bineînțeles, ceapa. Suntem aproape gata cu carnea. Este în stadiul în care trebuie să ne apucăm să adăugăm și restul ingredientelor. Ea este aproape prăjită de nivelul la care avem nevoie. O să adaug niște boia dulce, pentru că îi va da și savoare și în același timp îi va da și culoare, lucru care de asemenea mă interesează în farfurie. Plus de asta, în combinație cu boiaua dulce, creează un sos foarte interesant, mai ales în momentul în care vom pune și ceapa, și care la rândul ei va lăsa din dulceața pe care o are. Pentru gustul vostru personal, dacă doriți, puteți adăuga și un pic de busuioc, tot pentru aromatizare, tot pentru savoare. Și în momentul ăsta carnea arată aproape așa cum ar trebui să fie. Să mai adaug un pic de boia. Puneți după gust. Câtă vreți voi, cum vreți voi, eu, pentru că asta este boia dulce, am pus aproximativ 2 lingurițe pline. Bun, în momentul ăsta adăugăm și ceapa și așteptăm să își facă, să-și producă efectul. Cum am zis, nu vă zgârciți cu ceapa, este un ingredient principal în această mâncare. Într-o oarecare măsură, cantitatea de ceapă ar trebui să fie mai bogată decât cea de carne. Nu mă întrebați de ce, așa este rețeta, așa am văzut-o și eu preparată. De urmare, așa o fac și eu. Mă gândesc că oamenii ăia știu mai bine ca mine. Amestecăm compoziția, dăm focul încet și lăsăm ceapa să se înmoaie, să înceapă să lase din dulceață. Țineți minte, amestecați continuu și când va fi aproape gata, vom adăuga și un pic de pastă de ardei pentru savoare și pentru culoare, bineînțeles, ca să aibă un aspect plăcut în farfurie. Revenim când suntem gata. Și am ajuns la final, oameni buni. Preparatul este gata. Când îl puneți în farfurie, pentru decorațiune și pentru culoare, puteți să puneți niște frunze de pătrunjel proaspăt. Nu arată el într-un fel foarte atractiv, dacă vreți, dar credeți-mă, gustul este unul foarte, foarte bun. Am adăugat și un pic de pastă de ardei, în așa fel încât să dea un pic de savoare și un pic de culoare. Cum am spus, mai adăugați niște frunze de pătrunjel proaspăt și după aceea puteți să serviți, liniștiți, carne de vită cu ceapă. Bun, cam asta ar fi de zis, repet încă o dată, aici nu este MasterChef sau șef la cuțite, este pur și simplu un hobby de-a meu, o pasiune, încerc lucruri noi, dacă sunt bune, sunt bune, dacă nu sunt bune, nu sunt bune, nu sunt specialist, nu sunt bucătar, nu mă ocup cu așa ceva, dar vă arăt și vouă ce-mi place mie să fac. Acesta este produsul final, oameni buni, așa arată. Carnea de vită cu ceapă,
Cum am zis, nu o fi cea mai arătoasă, cea mai aspectoasă mâncare pe care ați văzut-o, dar credeți-mă, cu siguranță este delicioasă și aroma care vine dinspre farfurie este absolut superbă. Bun, n-a durat decât 15 minute această pregăteală, n-a durat absolut deloc mult, nu sunt chestii complicate, nu sunt lucruri pe care trebuie să le căutați ca să le găsiți și să cheltuiți o grămadă de bani pentru a face acest fel de mâncare. Sunt lucruri pe care le aveți în casă, în primul rând. Drept urmare, eu vă las și vă urez poftă bună.